bună nu doar la cântat, dar la și gătit. Cei patru bărbați din casa ei sunt talentați la acest capitol cu bucate alese și pentru că tot în curând începe perioada postului, interpreta încearcă să-și educe copiii cu mâncare sănătoasă. De data aceasta le-a făcut tocăniță de urzici. Ei, trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Mereu în dezvoltare artistică, Marina Filipovici reușește să fie și o gospodină desăvârșită. Astfel, nici nu are încotro cu cei patru bărbați din casă. Una dintre rețetele care îi aduce aminte de copilărie este și tocănița de urzică cu mămăligă. În copilărie vreau să spun că am gătit foarte des urzici, dar recunosc că eu sunt acea care nu prea le mănânc. Dar am avut noroc de soțul meu, care mănâncă foarte, îi plac foarte mult urzicile. Dacă e să vorbim despre rețeta propriu-zisă, atunci avem nevoie de ceapă, usturoi, făină de grâu, sare, ulei și, la dorință, smântână sau unt. Am spălat-o, am pregătit-o. Ceea ce vă spuneam mai înainte, trebuie spălată foarte, foarte bine, că este și țărnă, este pământ, este murdărie. Zeama în care am fiert urzica este foarte, foarte folositoare. În primul rând se bea ca un ceai, dar pentru cei care au, mai ales doamnele, păr frumos, se poate clăti părul la spălat. Ciurzicile mele s-au... Nu sunt fierte foarte tare, așa cum îi place mamei mele. Probabil că așa se plac soțului meu, Petrică. Se spune că urzicile fac parte din categoria plantelor care schimbă sângele, iar bucatele preparate din ele nu trebuie să lipsească de pe mesele voastre. Eu astăzi totuși am să țin de rețeta mamei mele, ea nu adaugă piper negru. Dacă aveți amidon, puteți folosi amidon. Eu azi nu am avut amidon, de-aia am folosit făină de grâu. Pe final vreau să vă spun că puteți să experimentați numai primăvara cu această plantă, care nu este doar gustoasă, dar și foarte sănătoasă. Iar ca să fie mai cu spor, băieții mereu îi vin în ajutor, ce-i drept doar cu cuvinte de apreciere și multă dragoste. Mie îmi place tare mult ce gătește mama. Mai ales mămăligă. Eu iubesc pe mama mea și o voi susține în toate începuturile. De cum și în gospodărie, așa și în cânti. În casa Marinei Filipovici mereu vei fi primit ca de nota 10. Eu abia aștept să văd ce gust are această urzică. Copii, poftă bună! Poftă bună! Am revenit aici în platou și cine credeți că este pe canapeaua noastră? E bucătăreasă, cu toate că această filmare e făcută prin aprilie anul trecut și ai zis tu că flăcăii tăi deja au altă voce decât ai înțeles. Da, deja au crescut, sunt băieți mari. Bună ziua, bine v-am regăsit în acest platou frumos și uite că azi, de dragobete, vă mulțumesc din suflet că mi-ați oferit acest spațiu și am putut să vin la voi cu noutăți și de obicei primăvara este... cel mai frumos anotimp din viața mea, fiindcă sunt născută primăvara. Și de fiecare dată și îmi fac eu singură daruri, eu sunt cea care mă iubesc. Bravo. Da, și înseamnă că atâția bărbați în familie nu-ți fac daruri. Păi aici fac, ei îmi ofer și finanțele. Aha. Au încredere în mine că am auzit la cineva așa ceva și eu gestionez, da? Și de, uite că astăzi am venit la voi cu un videoclip nou-nouț, în premieră, special pentru De Dragobete, o melodie frumoasă, compusă melodie Adrian Nistreanu, text Mariana Honceru, acompaniată de Orchestra Mugurel în frunte cu maestru Ion Dascăl. Și video, deci haina video, care mi-e îmi place să spun că îi dai melodiei o nouă viață. Ei, eu zic, astăzi a sosit ziua cea mare, haideți în aceste clipe să vedem noua premieră din partea Marinei Filipovici, după care revenim aici să discutăm cum au avut loc filmările și de fapt unde-i lunca asta Prutului, că avem aici unele întrebări curioase, rămâneți după ce vedeți premiera videoclipului.
la tropă i-am strigând, de lungă la prut, ram tai tara da da da. De pe un malpișele l-altul răsuna sârba de alatu, din maluri din prut, joc mi-e întrecut, ram tai tai da da da. Să dea, domnul, multă sănătate și să cânți cât mai mulți ani, să bucuri oamenii atât de pe un mal cât și de celălalt al Prutului. E despre Ungheni, dar nu ai filmat la Ungheni. Din păcate, din păcate foarte mult mi-am dorit, dar uite că și timpul și vremea și tot ne spunea că să rămânem totuși la... La Poale de Munte, la Gura Humorului am filmat și sunt foarte, foarte mulțumită, fiindcă, într-adevăr, eu priveliște și o natură extraordinară și uite că avem parte acolo, că să nu avem stâlpi de electricitate, de fel de fel de case moderne, deci sunt niște, fiindcă totuși dacă facem o filmare la o melodie populară, avem nevoie de locuri pitorești. Și ești mulțumită? Ești mulțumită de Flăcăul care ți s-a dat la jucat? Eu de asta vreau să cel mai tare sunt mulțumită de băietul care, de Flăcăul care ți s-a dat la jucat, dar vreau să spun că niciodată nu sunt mulțumită. Sunt acea care perfecționistă și tot timpul mai caut ceva, de aia și un pic s-a mai întins cu acest videoclip, fiindcă am cântat ceva, nu mi-a plăcut cum am cântat și am mai cântat a doua oară și... Asta sunt eu, dar în rezultat sunt mulțumită foarte mult, fiindcă tot ce se face e bine făcut și rămâne o istorie și totodată eu țin foarte mult ca
melodiile să nu se repete la mine, de exemplu, ceva. Deci dacă am încântat o temă și uite, tema asta chiar mi-am dorit foarte mult, fiindcă eu chiar de la mine, de acasă, se vede Prutul. Sunt născută pe mal de Prut, sunt născută alături de satul Zagarancea, deci toată lumea știe că prin satul Zagarancea se vede granița. Mm-hmm. Deci tot timpul am fost foarte curioasă și mă uitam de la noi, de pe dealul nostru, pe dealul de peste Prut, cum ei muncesc, ce fac, cum... Deci și viața! Da, da, și uite că visul s-a realizat și uite că noi, într-adevăr, nu mai avem stâlpii cei ghimpoși între noi și Prutul nu ne mai desparte și uite că tradițiile noastre frumoase, portul nostru, tradiția de a ne întâlni la joc împreună, a fost realizabilă. Prin acest videoclip, multă baftă, vizualizări și te așteptăm data viitoare iarăși cu lucruri frumoase, pentru că ai și familie frumoasă, ai și melodii frumoase. Vă mulțumim și vouă celor de acasă că ați fost alături de noi în această seară. Vă dorim vizionare plăcută și cât mai multă dragoste în casele voastre. Oferiți-o și o veți primi.